Vă salut, prieteni, bine v-am regăsit! Astăzi discut despre un parfum de vară, un parfum pe care l-am frunzărit cu ocazia unei prime impresii pentru niște parfumuri Carner Barcelona. Discut despre un parfum pe nume Bobo, aici este bucletul și aici ce mi-a mai rămas din fiolă, l-am consumat cu foarte mare plăcere. Este apărut în 2019, iar numele Bobo vine de la un dans folcloric din zona mediteraneană. Sau din zona Mediteranei. Parfumul oricum face parte din colecția mediteraneană a celor de la Carner Barcelona, deci toate lucrurile se leagă. Bun, deja începe să se simtă mirosul acestui parfum și nici n-am aplicat. Este un parfum destul de puternic, destul de vânjos. Un parfum care e genul, ca să fiu un pic mai plastic, dacă nu știi cu ce să te dai într-o zi de vară când pleci la serviciu, Bobo. Pleci în oraș cu diferite treburi, Bobo. Mergi la cumpărături, iarăși nu știi cu ce să te dai, de asemenea Bobo. Te duci seara în pat, Bobo. Deci e un parfum destul de versatil, miroase foarte plăcut, nu pot să spun că este unic sau că vine cu chestii foarte, foarte diferite de ceea ce am mai întâlnit la alte case sau în alte parfumuri, dar miroase foarte plăcut, foarte abordabil și foarte versatil. Este un parfum care este centrat în special pe o dominantă de flori albe și note citrice. Că discut la capitolul flori albe, floare de portocal, iasomie sau lăcrămioară, iar la notele citrice, bergamotă și portocală, de asemenea mai avem floare de portocal, coacăze, mosc, vetiver și ambră albă. Partea cu vetiverul, nu știu ce să zic, nu prea îl simt sau cel puțin n-are o manifestare pregnantă în cazul pielii mele, astfel încât să-mi atrag atenția și să zic da, simt vetiverul, este o notă importantă. Partea de vetiver deci nu, dar în rest florile și notele citrice se simt chiar foarte bine. Ok, am lămurit partea de compoziție. Din punctul de vedere al manifestării este un parfum aproape plat, deci aici nu ai parte de surprize, însă la felul cum miroase și faptul că este foarte versatil, mi se pare o încântare acest parfum. Repet, nu este ceva foarte, foarte inovativ, dar mi se pare foarte cu sclipici, foarte cu lipici și cu siguranță pentru cei care nu vreți să aveți dilema de dimineață cu ce parfum să mă dau, că merg nu știu unde sau am ceva de făcut, acesta e genul de parfum care te va scoate din acele situații de tip dilemă, când nu știi cu ce să te dai. Bun, ace miroase parfumul aproximativ 10 ore de la aplicare. Ușor citrat, astringent, dar foarte ușor, dar cu o direcție de tip pudrat floral. Deci este mai degrabă, simt așa o manifestare mai efeminată în această perioadă când parfumul s-a așezat. Dar miroase destul de plăcut. Oricum, parfumul vine clasificat unisex, dar sunt momente când îl percep mai feminin. Ok, haideți să aplic să vă zic și ce se simte așa la primul puf. Deschiderea mi se pare foarte frumoasă. Așa cum am spus, se simte și când îl trec pe sub nas fără să-și prez. E un parfum destul de potent, destul de proiectant. Nu ca meserie, ci ca manifestare. Bun, deci o deschidere foarte plăcută, zemoasă, astringentă. Și în același timp se simte și o tentă pudrată, ca urmare și a influenței dinspre moscul alb și floarea de portocal. Deci sunt momente când se sizez o tendință ușor săpunoasă a parfumului, dar foarte plăcută. Deci nu se duce într-o zonă exclusiv săpunoasă, dar nu este nici ceva foarte, foarte astringent de categorie, să zici că sfârie ca apa minerală în momentul când desfac sticla. N-are legătură cu acea manifestare, dar miroase foarte plăcut. Deci o tendință floral, citrată, ușor pudrată. Ceea ce se simte cel mai bine este combinația de bergamotă, portocală, floare de portocal. Și chiar dacă în parfum există iasomie, lăcrămioară, nu se manifestă așa cum poate mi-aș fi dorit, cel puțin la capitolul lăcrămioară, pentru că lăcrămioară îmi place în parfumerie, dar aici nu iese în evidență. Deci partea citrică și în același timp pudrat moscat, cam așa aș putea să-l descriu. Dar miroase bine, așa cum am spus, foarte excelent și foarte versatil pentru cei care vă doriți ceva ușor de purtat. Bun, haideți să vă spun acum partea de perioade optime când acest parfum ar fi purtat, fiind parte din colecția mediteraneană, cu siguranță perioada verii sau temperaturile mai ridicate. Parte de gen am lămurit-o unisex, dar sunt momente când îl pot percepe ca fiind un parfum mai direcționat către zona feminină.
Un parfum care poate fi purtat în foarte multe situații, în foarte multe combinații vestimentare, dar nu îl consider un parfum de tip formal la ținută închisă la culoare. În rest, alegeți, eu știu, garderoba, momentele, pentru că e un parfum destul de vesel și care se face foarte ușor acceptat. Dacă aveți, eu știu, interacțiuni cu grupuri de oameni, cu persoane, e un parfum care cu siguranță nu va ieși în evidență cu o tendință negativă. Acum, la partea de performanță, este o performanță foarte bună. Cel puțin experiența mea cu acest parfum mi-a dovedit că este un parfum care își etalează partea de steroizi, de mușchi, din punctul de vedere al longevității și al proiecției. Parfumul vine oricum, concentrația apă de parfum, sunt două volume disponibile, 50 respectiv 100 de mililitri, cu prețuri de la 105 euro pentru 50 de mililitri și 160 de euro pentru 100 de mililitri. Bun, acum revenind înapoi la partea de performanță. Longevitate în cazul pielii mele de aproximativ 9-10 ore, cu o proiecție foarte bună undeva la intervalul de 3 ore. După 3 ore începe să scadă în intensitate și rămâne la nivelul pielii. Așa cum am mai spus-o, proiectat accidental sau voit pe materialul textil, pe haine de principiu, își va extinde și performanța sau longevitatea, ca de asemenea și proiecția. Acum, după ce am lămurit părțile bune pentru acest parfum, o concluzie pentru Bobo. Este un parfum care mi se pare foarte ok, foarte potrivit pentru cei care vă doriți, repet, un parfum foarte versatil, foarte ușor de purtat, în special în zilele cu soare și cu temperaturi mai ridicate. Este un parfum de asemenea care îl văd potrivit pentru cei de la un 25 de ani în sus, deci nu e un parfum cu o tendință mai matură care să-l facă inabordabil pentru cei mai tineri. Performează, miroase foarte bine, consider eu, cu toate că nu vine cu ceva inovativ, dar miroase bine, acest lucru vreau să-l punctez. Prețuri, hai să zicem că sunt destul de abordabile, cu siguranță că la discounter sau pe site-urile de discount veți găsi acest parfum la niște prețuri mult diminuate comparativ cu prețurile de raft afișate de către cei de la Carner. Astfel încât, din punctul meu de vedere, la felul cum se manifestă, la felul cât de versatil e și în cât de multe situații îl poți purta, consider acest parfum de nota 8,5. Repet acest lucru, nu este ceva ca venind dintr-o cu totul altă zonă de nișă, este un parfum foarte, foarte, hai să zic eu, popular, aș încadra la categoria parfum popular. Ca referință aș putea să vă zic de Neroli Portofino sau eventual și de, era un parfum de la Ferrari, nu mai știu, în fine, tot pe bază de Neroli. Deci sunt foarte multe parfumuri unde există elemente citrice care se aseamănă cu acesta sau acestea se aseamănă cu celelalte. Deci foarte multe alternative, dar mi se pare foarte bine făcut și foarte versatil. Acestea fiind spuse, voi pune capăt acestui video aici, la această recenzie. Ca întotdeauna mi-a făcut plăcere să vă prezint un parfum din acel lot de 7 eșantioane testate de la Casa Carner Barcelona. Chiar am fost chitit să testez acest parfum pentru că este sezonul cald și cu siguranță că cei care sunteți interesați de parfumuri de vară, poate v-ați dori să testați un parfum care e foarte bine făcut. Dacă aveți impresii legate de Bobo, părerile voastre în secțiunea de comentarii sunt binevenite. Îmi iau la revedere, vă doresc toate cele bune și până data viitoare când ne vedem într-un nou clip, vă salut pe toți. Numai bine!